cât că, în general, nu știm ce să facem cu mâinile. Întotdeauna avem senzația asta când vorbim, când ne adresăm, când stăm, când ne rugăm, nu știm ce să facem cu mâinile. Și s-a vorbit de lipsă de culoare. În fapt, aici chiar apare o nuanță pală a unei alte culori, dar este plină de culoare în mișcare. Pentru că mișcarea în sine creează culoarea. Și atunci ne dă senzația că ne regăsim în aceste imagini. Știm ce să facem cu mâinile pentru că ne regăsim noi înșine. Cred că o părticică mică din noi înșine se regăsește. Desigur că tema poate că nu este nouă, sau nuanțele nu sunt noi, dar viziunea este nouă. Viziunea te face să te apropii, să intri în ea, să intri profund și să te regăsești.